Pentru
Dumnezeu cu Viorcul, Părintele nostru, Stare și Oricea și Madridul, împreună cu toți părinții și frați acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai statelor, și pentru iubitoarea de Hristos, astăzi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru spânlocașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și statele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru înverșugarea roadelor pământului, pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscași și nai, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătrunesc, pentru cei roghiți, pentru mântuirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea cu lucrarea și povăruirea Sfântului, tu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a trăimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupului și curățitoare toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimitei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței prin treimea cea de-o ființă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori ai împărăției sale, prin gustarea și sopirea cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de cunecazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Și prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoare, Mururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Ție, Doamne! Că ție te cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău, să văd pământul, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Doamne, Dumnezeul meu, binecuvintează sufletea mea pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, Părintu-te poate. Înțelepciune! În faptele Sfinților Apostol, citire, să luăm aminte. În zilele acelea, Petru și Ioan s-au sunit la templu pentru rugăciunea și casă la Domnulea. Și era un om polog din naștere, pe care îl aduceau și îl puneau în fiecare zi la poarta templului, zisă poarta frumoasă, ca să ceară milostenie din acei ce intrau în templu. Așa s-a văzut și acesta văzând pe Petru și pe Ioan, să vor trăiți în templu, de-a cerut milostenie. Și pentru căutând la el, împreună cu Ioan, au trăit. Ia, uită-te la noi, iar slăbălogul, iar un locul i-a apelit, cu luare aminte, acceptând să capete ceva de la el. Ajuns Petru a zis, argint și aur nu am, dar ce am, aceea își dau.
pe numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Și apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat și îndată, picioarele și picioarele i s-au îndrevenit și sărind a stat pe picioare și a început să umble și a intrat cu ei în templu, umblând și sărind și lăudând pe Dumnezeu. Face sensă de torele. Lăudați-vă, 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 de minunile tale, Doamne, ca din vorul Tău în adunare a Sfinților. Cu înțelepciune dreptă, ascultă-mi Sfânt Evanghelie. Și Duhul lui Tău. Și Duhul lui Tău. Și Duhul lui Tău. În vremea ce s-a sfinit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era ascultătoare care se numea pe veșteni Cezda și care avea cinci pridvoare. În acest se lăsea mulțime de bolnavi, puri și ochi frustrați, așteptând mișcarea apei. Pentru îngerul Domnului se comora din când în când, în călăbare și tulbura apa. Și cine intra în felpă tumorate, se făcea sănătos de orice boală. Acum fiinte harul preasfântului este că tot ajucăle sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului totu care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum
trimite harul prea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și strâmbirea cu apa aceasta, trimite-n-o binecuvântare ta care stă în tine și la patina, să ne rugăm și dețează-ne putința noastră, prea bunule, să mândește cum era ta bolile noastre și vrutește pe pentru veciuni cea curate, de-a bine cu toate cetele noastre, să părătește și părătește la Maria, cu puterea fizică de noastră păcătoare cruci, cu vrutin cinstitelor celestelor și necrușești puteri, pentru cinstitelor stăritului proroc, înainte mergă după Sfântului Ioan, are Sfântului stăritul proroc, Irie de Sisianul, ale Sfinților, Săriților și Domnul Dată Apostol, Sfântul Apostol Andrei, cele trei chemați, ocrotitorul României, Sfinții Părași și mai cu Apostolii, Constantin, Mama Elena, pe Sfântului Sfinți, Părinții Noroși și Maldasche, era de lume Băsireșul Mare, Grigori Teologul, Ioan Gurdeaul, Sfântii Atanasie, Chirin și Ioan Cienlosit, Papiații Alexandriei, cel și pentru Nicopatiul Constantinopolului, cu Sfântul Sfinț, Părintele Nicolae, Arhiepis, cu minunile creștini, nu la primitul de păcătorii de minuni, care nici de la Cernica, și pe cei Sfinte Mănăstiri, de care de la Igina, Iosif de Nou, Iosif Sava, Antiu,